Maelo, bravo. Ci stiamo facendo. Accetto una cosa, non hai problema, porti via. Speranță. 10 de minute au stat gorjenii la coadă pentru o porție de fasole cu cârnați. Sute de persoane s-au îngrămădit la intrarea în incinta restaurantului pentru a prinde tradiționala fasole, dar și un pahar de vin fiert care să-i dezmorțească după ce au asistat la defilare. Așteptarea a meritat, spun gorjenii, odată ajunși în fața farfuriei. Foarte, foarte bune și vă mulțumim din suflet și dumneavoastră și la domnul primar să trăiască mulți, mulți ani și dumneavoastră împreună. Prima dată când luați parte? Prima dată când veniți? Da, nu. Noi am mai fost. În fiecare an? În fiecare an. Și foarte bine, vin de multe ori aici, e foarte frumos. Nu. Mai ținem post. Nu mai ținem post. Bună fasolea. Bună, foarte bună. Ar trebui să o mai schimbe, să facă și sarmale. Din experiența anilor trecuți, autoritățile locale se așteptau la numărul mare de meseni, așa că au pregătit cantități mari. În sală sunt ocupate 600 de locuri și mai avem oameni care așteaptă. Deși vremea nu ține cu noi de data aceasta, noi sperăm ca oamenii să se bucure de Ziua României și să vină să sărbătorim împreună. Credeți că o să vă ajungă porțiile? Sunt convinsă că o să ne ajungă porțiile. Câți litri de vin ați pregătit? 400 de litri de vin, dacă e nevoie, oricum suntem pregătiți să facem față și să suplimentăm. Ce sumă a fost alocată din bugetul? 27.000 de lei. La final, toată lumea a plecat acasă mulțumită de masa tradițională.